În seara aceasta, în urma acestui timp plăcut, în care muzica ne-a atins sufletul, să rostesc o predică care se adresează conștiințelor noastre. Noi avem o viață formată din experiențe, unele dintre ele ne-au marcat atât de mult, încât au croit drumul nostru în viață. Sunt lucruri pe care le regretăm și probabil că ele generează o stare de vinovăție de care unii dintre noi nu știm cum să scăpăm. Probabil că alții, cei mai tineri, sunt la intersecțiile vieții și se gândesc care e direcția potrivită. Dar în seara aceasta, aici, în casa lui Dumnezeu, gândindu-ne la sufletul nostru, la eternitatea noastră, dar și la Dumnezeul care ne-a dat ființa și de-a lungul anilor a fost bun cu noi, aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură și pe marginea lui să dezvolt câteva gânduri după călăuzirea pe care mi-o va da Dumnezeu. Eu sunt împreună cu nepoței mei, cu cei mai mari doi nepoței, cu Marcus și Elijah. Ei au venit împreună cu mine în misiune și cu soția mea, dar ea a rămas la Giurgiu pentru că este bolnavă. Și în seara aceasta, ajungând în mijlocul dumneavoastră și având onoarea să rostesc o predică, mă rog lui Dumnezeu să îmi dea cuvintele care vin de la El pentru sufletele noastre. O să vă cer permisiunea să vă ridicați în picioare și o să citim împreună din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 30. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, incontestabilă, prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimați prieteni, aceasta este una dintre seriile vieții noastre. Este o seară care n-a mai fost și nici nu va mai fi. Este o seară unică pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o să facem cu ea ce vrem. Sunt multe seri pe care le-am stricat alegând să facem lucruri de care ne este rușine. Dar seara aceasta am ales să o folosim venind la biserică, ascultând un mesaj din partea Cuvântului lui Dumnezeu, din Scripturi, din această carte a lui Dumnezeu. Și mă bucur tare mult că, întâlnindu-ne aici, ne putem gândi atât la trecutul nostru, cât și la viitorul nostru. În trecut nu mai putem intra, el este încuiat și lucrurile sunt așa cum le-am făcut. Ele sunt o dovadă la calitatea vieții noastre de până astăzi. Viitorul ne-ar place să-l avem. Și cei care au murit ieri sau alaltăieri, sau acum o săptămână sau o lună, și ei au sperat că o să trăiască. Dar nu ne-a întrebat nimeni când am venit în lumea asta și nu ne va întreba nimeni când plecăm. Suntem mai fragili decât ne place să acceptăm, mai vulnerabili. Și momentele de criză prin care trecem în viață demască fragilitatea noastră, pe care încercăm să o mascăm cu realizările, cu achizițiile noastre, cu succesul nostru. Atunci când vorbim despre noi, unii și alții, noi ne simțim în concurență unii cu alții, mai ales bărbații, pentru că ei trăiesc pentru performanță.
Dar, dincolo de această ispită de a concura unii cu alții, cine are mașina mai bună, cine are hainele mai frumoase, al cui copil, și lista poate continua. Dincolo de asta, atunci când stăm seara în pat înainte să ne ia somnul și suntem sinceri cu noi și nu ne mai simțim datori să pozăm, să apărăm ceva anume, ci pur și simplu suntem noi înșine cu Dumnezeu, atunci poate că sunt lucruri pe care le regretăm și probabil că unii dintre noi chiar încercăm sau avem nevoie de un nou început. În seara aceasta am citit despre un subiect relativ inconfortabil și anume despre pocăință. Trebuie să recunosc că mergând printre oameni, călătorind în lumea asta în lung și în lat, asemenea păstorului sau păstorilor dumneavoastră, mi-am dat seama că oamenii nu știu bine ce este pocăința. Pocăinței i s-a atribuit în mod necinstit o semnificație pe care nu o are. Pocăință înseamnă să regreți un lucru pe care l-ai făcut greșit. Și asta este o dovadă de înțelepciune, este o dovadă de maturitate și de demnitate. Numai oamenii slabi n-au puterea să-și asume greșelile pe care le-au făcut. Dar oamenii puternici, oamenii demni, se bucură de succesul lor, dar au puterea să accepte că sunt situații în viață când greșesc. Și Apostolul Pavel ajunge într-unul dintre orașele celebre din secolul 1 după Hristos, în Filipi, are o experiență destul de neplăcută, predicând Evanghelia a fost închis, el cu încă un tovarăș de-al lui, au petrecut o noapte în închisoare, Dumnezeu a făcut o minune pentru ei, au ieșit de acolo și are acest mesaj din care am citit o parte. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ignoranța face parte din viața noastră. Sunt lucruri pe care le-am aflat de-abia la vârsta de 61 de ani. Pe altele le-am aflat anul trecut, pe altele acum 2 ani. Și m-am și mirat cum n-am știut anumite lucruri pe care le-am aflat în ultimul timp. Dumnezeu nu ține seama de vremurile în care am fost inconștienți de fenomenul relației noastre spirituale, personale cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i judecă pe oamenii care n-au discernământ, care sunt bolnavi psihic, și nu-i judecă pe copiii care sunt inocenți. Aceste două categorii de ființe umane nu sunt făcute responsabili de către Dumnezeu, deoarece sistemul lor de discernământ, de judecată, este, din anumite motive, nu lucrează. Însă pe noi, oamenii care avem discernământ, Dumnezeu ne face responsabili de deciziile noastre, de motivațiile noastre, de acțiunile, gândurile noastre, de relațiile noastre, de simțămintele noastre, de absolut totul. Dumnezeu a creat cerul și pământul prin cuvânt. Imaginați-vă ce fel de ființă este Dumnezeu dacă are cuvinte creatoare. În timp ce El vorbește, există atâta putere, autoritate, energie în vorbele Lui, încât vorbele Lui creează lucruri materiale. Aproape că seamănă cu un film științifico-fantastic. Singura ființă care a fost creată altfel, adică cu mâinile, a fost omul. Pe om l-a creat diferit, l-a creat după chipul și asemănarea sa morală. Așa că omul este singura ființă care are rațiune. Ca Dumnezeu. Este singura ființă care are un sistem afectiv foarte dezvoltat, ca Dumnezeu. Are conștiință, ca Dumnezeu. Asta presupune că omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu i-a dat o libertate totală. Omul are libertatea să facă ce vrea cu viața lui, dar omul va trebui să suporte consecințele la ceea ce a ales să facă. Dumnezeu nu vrea să fie urmat de niște oameni speriați, de niște oameni constrânși. El ne-a dat o viață și ne-a dat sănătate și un număr de ani,
în care să facem ceea ce credem că este cel mai bine pentru noi. Dar în pasajul acesta spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Când am avut vârsta de 21 de ani m-am căsătorit și după aproximativ o jumătate de an m-am convertit. Sunt câteva lucruri care ne afectează major viața. Primul dintre ele sunt părinții prin sistemul de educație pe care îl folosesc. Probabil că este unul dintre cele mai influente lucruri din viața noastră sau persoane din viața noastră. Părinții prin educație. Doi, Dumnezeu prin convertire. Și trei, soția, soțul prin căsătorie. În afară de aceste trei, școala și alte experiențe, sigur că sunt importante, dar nu la nivelul primelor trei. Ei bine, când m-am convertit, a fost un lucru la care nu m-am așteptat, pe care nu l-am plănuit, m-am trezit în mijlocul unei experiențe, exact cum sunteți dumneavoastră acum, am ajuns acolo din pură curiozitate, pentru că nu mai fusesem în viața mea într-o adunare de pocăiți, nici măcar nu am știut că există pocăiți. Mătușa soției mele, cu care mă căsătorisem cu aproximativ o jumătate de an în urmă, mi-a spus de multe ori despre Biblie, despre Dumnezeu, lucruri care au generat în sufletul meu o curiozitate foarte intensă. Și acum când ne-am despărțit, după ce i-am făcut o vizită la București, orașul în care dânsa locuia, noi urma să ne îndreptăm spre gara de unde luam trenul spre orașul nostru, spre Giurgiu, am avut așa o foarte mare aplecare înspre discuția pe care am avut-o cu privire la Biblie, la Dumnezeu, la sufletul omului și am întrebat-o dacă pot să vizitez și eu cu soția mea biserica la care urma să meargă în seara aceea la serviciu divin. Sigur, a fost foarte bucuroasă, am mers acolo, m-am simțit destul de deconectat, mi-era teamă că cineva mă întreabă ceva și nu știu ce să răspund. M-am așezat pe un scaun, unul dintre singurile care erau libere, m-au dus în ușier acolo, am fost plăcut, impresionat de decorul simplu, curat, aerisit, de oamenii care erau toți îmbrăcați foarte frumos, ca niște domni, ascultau cu multă atenție și am ascultat și eu corul, fanfara, în viața mea nu auzisem fanfara. Cineva a cântat, cred că un solo, un duet. Și apoi un om în vârstă a început să vorbească, ceea ce se numește predică. Mi-am dat seama imediat ce și-a deschis gura că știe ce spune. Și l-am ascultat cu multă băgare de seamă. Ideea predicii acelui om a fost extrem de simplă. Și simplitatea aceea a fost atât de simplă încât am putut să o înțeleg și eu. Omul ăla spunea că Dumnezeu este creatorul oamenilor. Spunea că omul este o ființă lipsită de loialitate și infidelă și l-a trădat pe Dumnezeu. Motiv pentru care Dumnezeu s-a detașat absolut total de om și l-a lăsat să-și urmeze drumul pe care l-a ales, ispitit de diavolul, influențat de diavolul, uneori exploatat de diavolul. Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu în intenția de a crea o metodă de restaurare a relației frânte dintre omul infidel și Dumnezeul trădat, ofensat, ofensat în sfințenia sa de păcatul omului. De Hristos, care a venit în lumea noastră doar ca să moară, el fiind, intrând în rolul de mielul de sacrificiu. Noastră știți sacrificiile umane care au fost aduse în multe religii, dar vorbesc acum de Vechiul Testament, de istoria poporului evreu, unde Dumnezeu a poruncit sacrificiul animal. De pildă, un miel era adus de un om păcătos care avea conștiința pătată, vinovată, și mielul murea, iar asupra lui se transfera vinovăția omului și omul rămânea fără păcatul transferat asupra mielului, dar mielul era ucis pentru păcatul omului. Deci murea cineva nevinovat în locul cuiva vinovat, iar cel vinovat rămas în viață, adică omul, devenea nevinovat că păcatele erau puse pe animal. Animalul murea pentru păcatele omului și, deși e discutabilă, e destul de ciudată metoda aceasta a lui Dumnezeu, ea a devenit de-a lungul la foarte multe sute de ani metoda oamenilor de a scăpa de păcatele pe care le făceau. Noi oamenii suntem ființe imperfecte, facem foarte multe păcate vorbind. Vorbim ce nu trebuie,
Și de multe ori folosim vorbirea ca să manipulăm, să creăm realități care nu există, să ne ascundem, să avem anumite avantaje. De asemenea, omul păcătuiește prin gândurile lui, păcătuiește prin sentimentele lui, păcătuiește mai ales prin acțiunile lui, prin motivațiile lui, prin relațiile lui. Uitați-vă în generația noastră câtă mizerie. Suntem la un pas de bestialitate, de animalitate. Pur și simplu, ideologiile contemporane au strivit orice urmă de morală, de omenie, de bunătate, de iubire, de iertare, de fidelitate. Deschizi televizorul și ești îndemnat cum să-ți înșeli nevasta, cum să agăți femei, ce trebuie să faci, cum trebuie să te comporți, ce să spui, ce să nu spui. Ai impresia că este un film de prost gust. Mă gândesc la o fetiță, nepoțelele mele, de pildă, 8 și 6 ani. Ce se întâmplă dacă fetele astea se uită la emisiunile astea? Că sunt foarte tentante. Pentru că ele dau libertate instinctelor primare, care îi poartă pe oameni. Ce se întâmplă cu ele? Ce vor ajunge fetele acestea? Vor ajunge să experimenteze relații intime cu probabil oricine, oricând? Vor ajunge să nu mai știe dacă sunt fete sau băieți? Vor ajunge să nu mai creadă în oficiul căsătoriei? Vor alege să rămână însărcinate de o grămadă de ori și să scape de toți copiii aceștia, că n-au chef să crească, mai bine crește un cățel sau doi? Poate că aleg în mod intenționat elementele mai piperate, mai nesuferite din experiența generației noastre, dar trebuie să acceptați că n-am exagerat cu nimic. E adevărat că nu toți oamenii fac lucrurile astea, dar mă tem că peste un anumit timp le vor face cei mai mulți dintre oameni. Pentru că ele sunt metode prin care se exprimă instinctele primare, pe care noi am încercat să le oprim, să le luăm aerul, puterea, să nu le hrănim. Am încercat în baza sistemului nostru de valori să fim oameni buni, să ne creștem copiii, să îi educăm, să fim fideli partenerului de viață. Am încercat să muncim cinstit, chiar dacă n-am fost niște oameni perfecți, am avut o grămadă de greșeli. Dar în sufletul nostru a existat intenția purității, a dreptății, a eticii. Ei bine, Biblia ne spune că nu ține seama de vremurile de neștiință, adică vremurile în care nu știam că a fuma e păcat, a consuma alcool e păcat, a-ți înșela nevasta e păcat, a minți e păcat. Nu știam că păcatele de comitere, adică să nu treci pe roșu de pildă, adică ceva ce nu ai voie să faci și tu faci, este la fel de rău cu păcatul de omitere, adică e verde și nu pleci, rămâi acolo și blochezi intersecția. Adică nu faci ce trebuie. Păcatele de omitere sunt la fel de vinovate ca păcatele de comitere. Și Hristos dă exemple care sunt dezarmante. În capitolul 25 din Evanghelia după Matei, prima dintre cele patru, el spune: plecați de la mine, blestemaților, pentru că mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc. Ați omis, ați uitat, ați neglijat, v-ați făcut că nu vedeți. Am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, ați omis. Am fost gol și ați omis să mă ajutați să mă îmbrac. Am fost în închisoare și în spital și pur și simplu nu v-a interesat și nu ați venit pe la mine. Acestea nu sunt păcate de comitere, adică nu e ceva ce nu ai voie să faci și e ceva ce Dumnezeu se așteaptă să faci. Dacă așa stau lucrurile, vă întreb, câte sute de mii de păcate am acumulat până la vârsta asta? Dacă un om în fața legii statului nostru s-ar face vinovat de 10, 20, 50 de mii de trecere pe culoarea roșie a semaforului, cam ce pedeapsă îi s-ar atribui acestui om? Cam în situația asta suntem noi în fața instanței divine, a cărui sfințenie și legi morale noi pur și simplu le-am încălcat. Datorită tradiției, toți oamenii fac așa, datorită poftelor, pentru că pur și simplu s-a creat dependență, oamenii sunt dependenți de alcool, dependenți de pornografie, dependenți de adulter, dependenți de jocuri de noroc, dependenți de violență, dependenți de o grămadă de lucruri. Uitați-vă, domnule, a apărut depresia, anxietatea, vreți să-mi spuneți și mie ce sunt astea? Beata bunica a murit săraca și n-a apucat să știe și ea ce e depresie și anxietate. Și n-avea niciun an de școală, semna cu amprenta.
Dumnezeu spune că nu-ți ține seama de vremurile de neștiință. Segmentul acesta din viața noastră nu trebuie să ne creeze îngrijorare. Dumnezeu nu ține seama. Dar de lucrurile pe care noi le știm, le cunoaștem, le înțelegem, de vremurile de știință, de înțelegerea fenomenului spiritual, religios, divin, Dumnezeu ne face responsabili. Când eu m-am convertit, spuneam, la vârsta de 21 de ani, predica aceea mi-a demascat această perdea în spatele căruia mă ascundeam, deși n-am făcut nimic neobișnuit. Făceam ce făceau toți oamenii. Dar un lucru, când pastorul a spus, dacă se simte cineva vinovat și vrea să scape de păcatele lui, să se împace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, să vină în față ca să facă o rugăciune pentru el, mie mi-a apărut în minte un păcat pe care îl făcusem de multe ori. Îl înjuram pe Dumnezeu pentru că în satul meu, sătucul meu unde eu am crescut, era obișnuit ca bărbații să înjure de Dumnezeu. Și sub influența culturală a satului meu, am dobândit și eu ca un bărbățel, ca un tânăr bărbat, obiceiul să înjur. Țin minte că aveam o bicicletă care se strica toată ziua, încercam să o repar fără succes și dădeam cu ea de pământ și îl înjuram pe Dumnezeu. E, când pastorul a spus chestia asta, cine se simte vinovat, pur și simplu mi-a venit în minte faptul că îl înjuram pe Dumnezeu și parcă era vorba despre altcineva, nu despre mine. Mă miram, de ce l-am înjurat eu pe Dumnezeu care m-a făcut? Pe Dumnezeu care mi-a purtat de grijă, deși am crescut fără părinți. Ce am eu cu Dumnezeu de-l înjur pe Dumnezeu pentru bicicleta mea? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar ține seama de vremurile de știință. Ține seama. Ține seama. Și după cum astăzi, dacă cineva încalcă legea și știința constată în baza observației că omul este inconștient, adică are probleme cu sistemul de judecată, de discernământ, omul acela nu este făcut responsabil, că nu are omul în el, e numai partea animală, biologică. Dar în momentul în care omul este conștient de ce face, Dumnezeu îl face responsabil de toată imoralitatea lui. Permiteți-mi să vă pun o întrebare incomodă. Dacă vă puteți permite această realitate, așa, ipotetic, pentru câteva clipe, unde credeți că vom ajunge atunci când ne va veni rândul să stăm în fața instanței divine? Unde credeți, ce credeți că va spune Dumnezeu? El nu-i coruptibil. El este un Dumnezeu drept. El este și un Dumnezeu iubitor, dar iubirea lui Dumnezeu nu îl predispune la coruptibilitate. El nu este ca cineva care, fiind în poliție sau în legislație sau în oriunde în lumea aceasta care susține dreptatea și promovează dreptatea, unde poate exista anumite compromisuri. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este drept, cunoaște adevărul, fără ca să aibă nevoie de martori, de dovezi, de procese. El pur și simplu nu are ieri, nu are mâine, are un veșnic azi. El umple universul cu prezența sa, el știe toate lucrurile, el este infinit, este etern. Cum poate, ce ființă trebuie să fie asta care face o păpușă din lut, din pământ, și apoi suflă în ea? Și om, păpușa aia devine un suflet viu. Sistemul nostru de logică, de discernământ, nu ne ajută ca să ne imaginăm cum vine asta. Pentru că noi nu suntem ca el. Cum o furnică se uită la ce face un om, cum repară o mașină. Dacă o furnică se uită la un mecanic care repară o mașină, ce ar putea să înțeleagă? Zero, nu înțelege nimic. Dacă se uită la o croitoreasă care face o cămașă, un costum, ce înțelege? Dacă se uită la o croitoreasă care face prăjitură, domnule, mai ales dacă e cu ciocolată, ce credeți că înțelege o furnică? Să-i spui rețeta, să se ducă cu ea în furnicărie și să facă și ea prăjitură. Nu înțelege, pentru că capacitatea unei furnici nu se compară cu capacitatea unui om. Ei bine, Dumnezeu este o ființă supranaturală și tot ce face El este supranatural, adică la nivelul competenței sale.
Cum numim noi lucrurile supranaturale făcute de Dumnezeu? Minuni. De ce? Pentru că nu le înțelegem. Sistemul nostru de judecată nu poate să le pătrundă înțelesul. Și atunci le poreclim minuni. Ce sunt minunile? Niște lucruri supranaturale pe care nu le înțelegem. Ele sunt imposibile pentru noi. Ele sunt incredibile pentru noi. Dar ele se petrec pe scena lui Dumnezeu. Când El apare, tot ce face e supranatural. Tot ce facem noi e natural, ca noi. Când noi încercăm să explicăm o minune, de fapt ne pierdem timpul. Pentru că minunile nu se explică, stimați prieteni. Minunile se acceptă sau se resping. Punct. Când o minune o poți explica, devine un eveniment. Minunile nu se explică. Fecioara Maria a născut un copil. Ea singură, fată virgină, a născut un copil. Păi spuneți dumneavoastră, care doctor poate să explice ce s-a întâmplat? Ne trimite la plimbare un doctor. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să facă un lucru imposibil, pentru că a avut un anumit interes când l-a făcut. Dumnezeu face ce vrea. Noi facem doar ce putem. El face ce vrea. El nu ține seama de vremurile de neștiință, dar ține seama de vremurile de știință. În vremurile mele de știință au fost foarte multe lucruri care mă condamnau și mă făceau să mă simt vinovat. Din acest motiv m-am pocăit. Nu m-am pocăit că sunt cam prostuț, nici că m-a prostit cineva, nici că cineva mi-a dat nu știu ce ca să mă pocăiesc. Nu, m-am pocăit ca să scap de vinovăția păcatelor mele. M-am pocăit să mă împac cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor. M-am pocăit ca să scap de iad. Am făcut pentru sufletul meu ceea ce a stat în puterea mea. Fă tot ce poți, cu tot ce ai, atâta timp cât mai ai timp. Am făcut tot ce am putut cu resursele mele omenești, în funcție de cunoștința pe care mi-a oferit-o predica aceea din Scriptură din acea duminică seara. Aș vrea destul de repede, doar așa spre exemplu, să vă ofer câteva exemple din istoria Bibliei, exemple care excelează prin proeminență. În capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor, Biblia vorbește despre ministrul de finanțe al Etiopiei. Omul ăsta era un om realizat, se învârtea în cea mai bună societate a țării, fiind ministru. Sigur că avea religia națională, dar la un moment dat omul ăsta s-a întâmplat ceva cu el ce Biblia nu spune, dar n-a mai fost mulțumit de religia țării lui. Și a auzit că la Ierusalim există un Dumnezeu viu, nu un Dumnezeu mort. Mi-a să știți că în Scriptură există o metaforă care are o notă de ironie și spune așa, mă, oameni buni, vorbind împotriva idolatriei, știți dumneavoastră că oamenii își fac idoli, ciopliți, vopsiți, pictați, desenați și Biblia vorbește împotriva idolatriei pentru că face concurență lui Dumnezeu, adică e infidelitate. Ca și cum eu pun în casă desene cu femei și soția mea vine și spune, cine e asta? Păi, se simte bine soția mea? Nu. Se simte concurată cu portretul ăla? Se simte. Ce zice? Îl ia și dă cu el de pământ, ce să zică? Exact asta vrea Dumnezeu, vrea fidelitate. Vrea loialitate, vrea să-L iubim după cum am fost iubiți. Și omul acesta, probabil că o fi citit pasajul acela din Scriptură care spune, măi oameni, vă duceți în pădure, tăiați un pom, din el faceți o coadă de la lopată, o coadă la greblă, o coadă la ciocan și din ce mai rămâne vă faceți un idol. Îl puneți pe perete și vă închinați la el. Nu suntem la grădiniță. Ăla poate să fie Dumnezeu, poate să vorbească? Nu. Poate să te binecuvinteze? Nu. Poate să te audă? Nu. Și atunci, la vârsta asta, iertați-mă. E, omul ăsta a auzit că e un Dumnezeu viu, care aude rugăciunile, care binecuvintează, care dă învățătură și știți cât, ce distanță era până acolo? Vreo 2700 de kilometri, până la Addis Abeba. Câteva săptămâni bune faci potrivit mijloacelor de transport din vremea și s-a dus la casa lui Dumnezeu. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, caută-L la casa lui Dumnezeu. Are și El o casă unde stă, cum avem și noi. Dacă pe mine vreți să mă căutați, unde mă căutați? La casa vecinilor sau la casa mea? Ei, omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu acasă, la templu din Ierusalim. Dar n-a găsit decât preoți acolo.
și a cumpărat cartea lui Dumnezeu de acolo, una dintre cele 66, cartea Isaia, și s-a întors omul acasă. Avea un angajat care era ministru, care mâna caleașca în care era, și omul ăsta stătea și citea pe carte. Nu l-a văzut nimeni, nu l-a băgat nimeni în seamă, nu l-a remarcat nimeni, doar Dumnezeu l-a văzut din cer. A mobilizat și îngeri și oameni și la el a ajuns un predicator trimis de Dumnezeu. Și predicatorul acesta intră în vorbă cu el, îi predică Evanghelia. Iată dar casa lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, și la un moment dat dă peste un curs de apă. Și el, din proprie inițiativă, se întoarce spre Filip, predicatorul, și întreabă: domnule predicator, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dar de unde știe el de botez? Păi l-a învățat Filip. Păi dacă cât i-a trebuit să-l învețe? Mă gândesc că 2-3 zile, 5 zile, o săptămână o fi stat cu el. Din 6 săptămâni cât faci cu caleașca de acolo până acolo, Filip s-a dus special ca să vorbească cu el. Omul ăsta s-a dus doar la casa lui Dumnezeu și a luat de acolo cartea lui Dumnezeu. A venit cu el omul lui Dumnezeu și dintr-o dată, pentru prima oară în viața lui, manifestă ascultare față de Dumnezeu. Vrea să mă botez. Dar Filip îi spune: stai, apreciez că vrei să faci asta, dar nu se face așa la grămadă, oricum, angro. Trebuie să crezi mai întâi ca să te botezi. Și el spune: cred, bineînțeles că cred, altfel dacă nu credeam, nici nu mă botezam. Dacă crezi, se poate să te botezi. Și Biblia spune că versetul următor: s-a dat jos din caleașcă și l-a botezat pe famen. Oameni buni, ăsta nu era evreu. Ăsta nu s-a dus la templu să se boteze. Ăsta s-a dus să-l întâlnească pe Dumnezeu. Dar a fost angajat într-o experiență care a căpătat valențe pe care el nu le-a anticipat. Și la un moment dat, auzind Evanghelia, mintea lui s-a produs credință. O credință pe care credința lui națională nu o avea, nu o implica. A fost ceva nou pentru el. Dar un ministru avea un pic de minte. S-a simțit responsabil pentru propriul lui destin, pentru propria lui eternitate. Și a spus: domnule, cred, și prin această credință eu accept ce spune Dumnezeu și mă așez sub stăpânirea lui Dumnezeu prin ascultare. Dar era obișnuit pentru religia? Nu era deloc obișnuit. Ca și cum eu m-aș apuca acum să practic o religie a musulmanilor sau a hindușilor sau a confucialiștilor. Nu era deloc comun pentru el. Dar pentru asta a mers. Un ministru face o călătorie de vreo 3 luni, se duce orice și se întoarce un creștin născut din nou, botezat în apă pe baza credinței. Exact ce spune Biblia. Asta este una dintre convertirile proeminente din Noul Testament. În capitolul următor, cu numărul 9, nu se mai vorbește de un ministru, se vorbește despre un congresman, Saul din Tars. Ăsta a fost unul dintre cei mai superdotați oameni ai generației lui. Și făcea parte din congresul țării, care era un congres religios, și ori de câte ori exista o misiune de interes național, el reprezenta misiunea aceea, pentru că avea foarte multe calități. La un moment dat, religia creștină, care se înfiripa în momentele acelea, amenință siguranța iudaismului, religia veche a evreilor. Și ea se înfiripă în Ierusalim, se înfiripă în Antiohia și se înfiripă și în Damasc, capitala Siriei. Și congresul se întâlnește, discută și spune: trebuie să anihilăm creștinismul, să nu lăsăm să se înfiripe că domină. Și aude că se pocăiesc evrei și nu numai evrei în Damasc și îl trimite pe el cu un grup de armată și cu niște scrisori de împuternicire să meargă acolo să-i lege, să-i închide, să-i sperie, să-i intimideze. Dumnezeu a încercat să-l convingă pe Saul prin anumite mesaje pe care el le-a auzit de-a lungul timpului. Cum să, de pildă, dacă cineva care nu-i membru bisericii și noi spunem prieten la oamenii ăștia. Prieten a fost invitat de cineva care e membru al bisericii și a venit din respect. E reconfortantă o astfel de... E pedagogică, e interesantă o vizită la o biserică de genul ăsta. Asculți cântările, ți-ating inima, te rogi, te mai dezmorțești, mai ți-aduce aminte de păcatele tale. Vine o predică care îți lărgește orizontul biblic teologic și te ajută să privești viața puțin mai responsabil. E de folos, cel puțin, dacă nu mult.
E bine, dacă mai vii odată, dacă mai vii odată, dacă mai vii odată, influența asta s-ar putea să crească și să te conducă până la nivelul la care începi să iei anumite decizii. Poate vrei să renunți la alcool, poate vrei să renunți la adulter, poate vrei să renunți la să scapi de un copil, poate vrei să renunți la alte lucruri pe care ai fi avut intenția să le faci când erau vremurile de neștiință, de care Dumnezeu nu te face responsabil. E bine, omul ăsta a avut și el anumite experiențe în care a auzit, cum auzim noi în această seară, cum ar trebui să ne temem de Dumnezeul care ne-a creat. Dar nu s-a lăsat convins, pentru că era încăpățânat, mândru și arogant. Și cine nu se lasă convins, va sfârși prin a fi constrâns. Și Pavel a fost constrâns pe drum spre Damasc. A avut o experiență incredibilă, o minune de care vorbeam mai devreme. I-a ieșit cineva în față, pe care nu-l mai vedea și nu-l mai auzea nimeni decât el. O teofanie, adică o arătare a lui Teos, a lui Dumnezeu. Și omul ăsta s-a îngrozit. A rămas și orb de atunci. N-a mai văzut, a fost dus de mână în oraș. Acolo a capitulat și a întrebat îngrozit. Cine ești? Atenție, Doamne. Nu cine ești, Domnule. Cine ești, Doamne? Apelativul pentru divinitate. A fost botezat, a fost umplut cu Duhul Sfânt, a luat un timp în care a stat într-un pustiu, s-a întâlnit cu Petru, a fost validat, confirmat de apostol și a ajuns marele apostol Pavel, care este cel mai prolific scriitor al Noului Testament. A scris peste 13 dintre epistolele Noului Testament. Și omul acesta, care n-a putut fi convins, a sfârșit prin a fi constrâns. Dar noi facem la fel cu copiii noștri, dragii mei. Îi spui odată cu vorbă bună, îi spui de două ori, îi spui de trei ori, dar când îl vezi că ajunge rău și îți pierzi copilul, influențat ori de oameni, ori de ideologii timpului, atunci îl bagi undeva într-o cameră, într-un dormitor sau eu mai nu știu unde, și atunci probabil că îi vorbești nu numai cu cuvintele. De ce? Vrei să-l omori? Nu. Vrei să-ți bagi joc de el, să-l distrugi? Nici vorbă. Dar ce vrei să faci? Vrei un pic să-l constrângi în speranța că constrângerea va avea mai mult succes decât vorbele pe care nu le mai aude. E vreunul dintre părinți căruia a ajuns copilul la 20 de ani și n-a ajuns să aibă experiența asta de constrângere vreodată? Nu există niciunul. Toți am făcut asta, într-un fel sau în altul. Unii probabil i-am luat telefonul sau nu l-am mai lăsat să meargă la onomastică la cineva sau poate eu mai știu ce alte forme de constrângere și de restricționare am făcut. Dar de ce le-am făcut? În speranța că îl vom aduce un pic cu picioarele pe pământ. Ei, Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, face absolut la fel. El poate să ne lase în pace, dar dacă ne lasă în pace, există o singură alternativă, iadul, când spre acolo ne îndreptăm. Ce părere aveți dacă un om beat sau treaz, dar fără minte, ar trece pe roșu intenționat, pe verde, adică perpendicular, să treacă soția unuia dintre noi, el lovește exact în ușa din stânga automobilului unde e soția și o omoară pe femeia aia? Care dintre noi am organizat un protest ca să nu fie judecat și închis omul ăsta care a omorât-o pe soția unuia dintre noi? Care dintre noi ar participa la un protest ca să nu fie judecat și să scape cu viață? Niciunul. De ce? Noi știm că a greșit și că e normal să meargă la locul lui pentru greșeala care a făcut-o. Vreți să-mi spuneți că Dumnezeu e singurul care nu are dreptul în universul pe care l-a creat și l-a populat cu fiii lui și cu fiicele lui să mențină dreptatea, adevărul și morala? El e singurul care nu are voie? Că noi ne ofensăm? Că noi avem drepturi? Fac ce vreau și după ce mor tot ce vrei mai faci? Noi avem de la maternitate până la mormânt, stimați prieteni. De aici până aici. Aici nimeni nu ne întreabă dacă vrem să trăim și aici nimeni ne întreabă dacă vrem să murim. Se întâmplă pur și simplu. Ei, după asta Scriptura ne spune că urmează judecata. În Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, Scriptura spune: omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Mi-aduc aminte că bunica care m-a crescut pe mine spunea: săraca, o să mor și o să scap. Nu știam atunci să-i spun că dacă moare nu scapă. Dimpotrivă, când mori, direct la judecata ajungi. Nu știam, n-am știut să-i spun, dar acum nu mai am cui, că a murit.
Stimați prieteni, la judecată ajungem toți. Unii în calitate de martori, că sunt mântuiți, iertați, iar unii în calitate de acuzați, pentru a fi pedepsiți. Aceasta este realitatea pe care Biblia o proclamă, pentru ca oamenii să nu trăiască în ignoranță, să știe și să-și pregătească locul pentru propriul lor suflet. Asta înseamnă iubire din partea lui Dumnezeu, înseamnă responsabilitate, înseamnă grijă, înseamnă bunătate. Am venit în România cu soția mea și cu copiii mei și am venit cu vreo 3, 4, 5, 6 genți. Păi dacă stai 6 săptămâni să treci din geantă, sigur că îți trebuie o grămadă de cămăși, că transpiri, asta numai odată o poți purta. Aici nu, că prin harul lui Dumnezeu e răcorică. Maiou și, mă, în sfârșit, în fiecare seară să ai un eveniment pentru 6 săptămâni, câte cămăși îți trebuie? Și vrei să 6 săptămâni. Da, dacă te duci dincolo pentru eternitate, vrei să-mi spui că te duci așa cu doar cu periuța de dinți? Dacă așa te duci, înseamnă că ești absolut nepregătit. Revenind și apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă mai spun despre încă o persoană sau două. În capitolul 10, am început cu 8, 9. În 8, vă aduceți aminte, era ministru. S-a convertit pentru că a aflat adevărul. Când omul a înțeles, omul acesta s-a hotărât să se pocăiască și să primească iertarea lui Dumnezeu. Saul din Tars a devenit marele apostol Pavel după ce s-a convertit. Ministrul s-a convertit de bunăvoie. El a acceptat să se lase convins de mesajul Bibliei. Saul nu s-a lăsat convins, de aceea Dumnezeu l-a constrâns, l-a înghesuit. Bunica mea îmi spunea, vezi că te înghesui când nu era în cuminte. În capitolul 10 este vorba despre un ofițer. Ofițerul Corneliu era un fel de ofițer de rang înalt peste un grup mare de armată care păstra liniștea în zona Iudeii pentru cezarul de la Roma care anexase toată partea a lumii de atunci. Scriptura ne spune că era un om moral, un om cum se cade, dar nu era un om mântuit, era un om moral, dar păcatele pe care le-a mai făcut sporadic erau asupra lui. Dumneavoastră ce părere aveți? Îmi permiteți să vorbim un pic? Dumneavoastră ce părere aveți? Câte păcate trebuie să faci ca să fii păcătos? Eu vă întreb, dacă unul trece pe roșu, câte treceri pe roșu trebuie să faci ca să plătești o amendă? Trebuie să ajungi la 3 treceri pe roșu? La 7? La 24? La 40? Sau la prima pac amenda? La prima pac amenda. Dacă o gospodină face un cake și face un cake din, să zicem, 12 ouă, eu nu mă pricep, eu sunt pe din afară, să nu zâmbiți dacă nu zic bine, dar zic și eu. Hai să zicem că din 12 ouă și tot sparge și dă-i cu ăla care se învârte, cu învârticușul, cu mixer. Și tot spar și tot mixez și tot spar și tot mixez și din 12 ouă nu știu cum unul e stricat. Și l-ai învârtit acolo cu tot. Mai poți să-l scoți din tot pe la stricat? Nu. Cine se angajează să mănânce cake-ul ăla? Fiți atenți, 11 ouă bune, vă rog frumos. Nu fiți pretențioși. Numai unul e rău, numai unul e stricat. Cine mănâncă? Cine mănâncă? Nimeni. Nu mâncați? Ok, ascultați-mă. Haideți să presupunem că sunt 1000 de ouă și 999 sunt bune. Unul, mă, oameni, că acum ce vreți? Unul e stricat. Și faceți un chec, o să fie un mai mare un pic, 999 bune, proaspete, și unul stricat. Ok, cine mănâncă acum checul ăsta mare? Acolo un băiețel, văd un băiețel că vrea să mănânce un chec cu ou stricat. Dacă îl mai așteptăm 2 ani, nici nu mai stă de vorbă cu noi. Vedeți cum un singur ou stricat strică o compoziție, strică o viață? Un singur păcat, o singură crimă, un singur jaf, un singur viol, o singură, ce vreți dumneavoastră, o singură trece pe roșu, reclamă, pedeapsă. Vreți dumneavoastră să-mi spuneți că noi n-am păcătuit? Noi suntem niște ființe imperfecte. Am păcătuit în multe feluri și în trecutul nostru sunt grămezi nesuferite de păcate. Și toate acestea strigă după dreptatea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu va fi drept. Pentru că în timpul vieții
El ne oferă posibilitatea să scăpăm de păcate prin pocăință. Adică să ne cerem iertare. Dacă ați fi martor la o scenă unde doi prieteni s-au certat, sau poate între mamă și fiu sau fică, și hai să luăm pe cea din familie, mama și copilul, și copilul a jignit-o grav pe mamă, ce sfat i-ați dat la copil ca să se împace cu mama? Hai să începem cu surorile. Ce sfat îmi sugerați că ar trebui să-i dau copilului? Ce să facă ca să se restaureze relația? Să-și ceară iertare, nu? În afară de asta, mai aveți vreo idee? Cam nu. Dar când își cere iertare, ce face de fapt? Se căiește. Se căiește. Se duce la mama și spune: mamă, nu știu să-ți spun mai mult decât atât. Te rog frumos să mă ierți. Da, mă, copile, da, așa. Mama, ai dreptate, dar iartă-mă. Pare rău. Asta se numește căință, dragii mei. Asta dovedește caracter, dovedește inteligență, dovedește că ai înțeles ce ai făcut, dovedește milă pentru persoana aceea și mai mult dovedește demnitate, domnule. Ai ajuns la vârsta la care ți-asumi și greșelile pe care le-ai făcut, dar îți rezolvi și problemele. Ei, de ce în fața mamei e normal să te căiești și în fața lui Dumnezeu nu e normal? De unde vine subiectivismul ăsta? Uite, alba nu e neagră. Deci la mama să-i ceri iertare, nu? Dar la Dumnezeu nu! Nu, domnule, nu! Că e jenant! E jenant? Păi jenant e ce ai făcut, nu când îți ceri iertare. Când îți ceri iertare e onorant, nu jenant. Și Corneliu ăsta, ofițer, trimite câțiva soldați să-l cheme pe apostolul Petru, care locuia undeva departe de zona lui. Apostolul Petru vine, predică Evanghelia, el își adună toată familia, îl primește pe ăsta ca un înger al lui Dumnezeu, toți stau pe jos, îl ascultă și ăsta începe predica și le vorbește despre Dumnezeu. Toți se pocăiesc, sunt umpluți de Duhul Sfânt și se botează. Și nu erau evrei, erau romani, dar au avut conștiință, au avut discernământ și au avut iubire pentru propriul suflet și pentru propria eternitate. Închei spunându-vă încă un exemplu, capitolul 16. Pavel și Sila, exact pasajul pe care l-am citit. Pavel și Sila se duc în Filipi, predică Evanghelia, după ei se ținea o ghicitoare care făcea parte dintr-un grup de ghicitori care erau angajați de o femeie care își crease un business de ghicitorie. Și avea un grup de ghicitori, de oameni care prestau servicii de ghicitorie. Și ghicitoarea asta se ținea după apostoli și spunea: ăștia sunt oamenii Dumnezeului Celui Preanalt. Și zile în șir s-au ținut după ei, până când Pavel s-a întors și a spus: în numele lui Iisus Hristos să spun, Duhul rău, ieși din ea. Și Duhul rău a ieșit din ea. Femeia n-a mai avut calitatea să ghicească când a plecat Duhul. Șefa ei cu businessul de ghicitorie s-a făcut foc, că i-a stricat businessul. Și pentru că avea influență, cine știe de câte ori o fi ghicit lui nevasta, lui nu știu cui, era să zic a primarului, Doamne ferește, dacă ar fi primarul aici, sigur că s-ar simți ofensat. De aceea nu zic nimic, că nici nu m-aș referi la primarul ăsta și m-aș referi la un primar de acum 2000 de ani, dar mai bine nu sufli noat și dacă e rece. Și acești doi apostoli au fost acuzați. De ce, mă, oameni buni? Că a scos un drac, un demon, un duh rău dintr-o femeie care era muncită și exploatat. Au fost închiși pentru că femeia asta avea influență în oraș. Li s-au băgat picioarele în butuci. Păi da, asta se face pentru criminali, pentru oameni periculoși, nu știu, nu pentru niște apostoli. I-au băgat în pușcărie. Pe la 12 noaptea, ăștia au început să cânte. Adevărul e că eu mă mir cum au cântat. I-au bătut foarte tare încât erau răniți, cu picioarele în butuci, cu mâinile legate, și la ora 12 ei cântau lui Dumnezeu că le-a oferit harul să sufere și ei cum a suferit Iisus Hristos. Ce mentalitate poate să aibă un pocăit? Cum poate să pună problema? Cum privește adversitățile vieții? Nu cu jale, cu victimizare, cu plâns, cu... În sfârșit... Dumnezeu intervine și creează un cutremur de pământ, o minune, un eveniment supranatural. Se deschid ușile temniței, li se dezleagă la toți deținuții cătușele și sistemul ăla de prindere, de imobilizare a picioarelor și dintr-o dată toți devin liberi și ușile deschise. În timp ce ofițerul doarme, polițistul de la închisoare doarme, dar se trezește de cutremur.
Când vede ușile deschise, a crezut că toți au fugit. A scos sabia și a vrut să se sinucidă. Cu oricum urma să fie omorât. Și Pavel strică cât îl ține gura: nu te omoră, că n-a fugit nimeni, n-a dezertat nimeni, toți suntem aici. Pavel îi ia pe ăștia doi, îi duce acasă și începe să le spele rănile. Când au fost aduși și i-au băgat în temnița de jos, unde erau închiși cei care prezentau un grad ridicat de risc, nu le-a spălat rănile. Dar acum s-a întâmplat ceva cu el și avea milă. Oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu devin miloși. Stimate Doamne, permiteți-mi să vă spun ceva personal. Eu le-aș recomanda femeilor să se convertească și prin convertirea lor și prin influența și modelul și exemplul lor personal se vor converti cândva și bărbații, doar pentru liniștea din familie, doar pentru fidelitatea pe care o doriți mai mult decât banii și altceva. Doar pentru viața asta pocăința este. Credeți-mă că vă spun un lucru în numele Domnului. Dacă eu aș ști că Dumnezeu nu există, totul e o religie. Dacă aș ști că iadul și raiul sunt două prostii, nu sunt adevărate, și că după moarte murim ca animale și nu se mai întâmplă nimic, eu aș continua să rămân pocăit până la sfârșitul vieții. Pentru că am o viață liniștită, fără scandaluri, fără băutură, fără violență, fără minciună, fără infidelitate, am o viață liniștită, liniștită și pașnică. Am reușit să mă las de țigări, de alcool și de prostiile care le-am făcut. E cel mai frumos și dulce stil de viață. Dar pocăința nu este pentru asta. Pavel ne spune în Corinteni că cine și-a pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta e cel mai nenorocit dintre oameni. Pocăința este urmată de înviere și de împărăția lui Dumnezeu, de viața veșnică. Stimați frați și surori, am încercat după călăuzirea pe care mi-a dat-o Domnul în seara asta să profit de faptul că sunteți aici și că eu am avut permisiunea prietenului meu, pastorului dumneavoastră, să spun o predicuță și în ea am încercat să vă spun că în noi există un timp al neștiinței și un timp al științei. De neștiință Dumnezeu nu ne face responsabili, dar de știință, adică de ce am știut că e rău și l-am făcut, de lucrurile alea să știți că trebuie să plătim. Pentru că așa este drept. Așa este drept. Însă Hristos a venit și a plătit El pentru noi. El de-aia a venit. E ca și cum ai primi factura pentru o amendă pe care ai luat-o, să zicem de trecere pe roșu sau eu mai știu ce depășire pe linie continuă, și cineva care este generos și are posibilități financiare îți ia factura, se duce unde trebuie să se ducă, o plătește și dumneata nu trebuie să mai plătești, că pentru o trecere pe roșu o singură amendă plătești, nu două. Altcineva ți-a plătit factura și a asumat el responsabilitatea acelei cheltuieli și iată-te scăpat de datoria, de fapt nu de datorie, de responsabilitatea, de amenda aceea. Hristos s-a făcut responsabil de păcatele noastre. El și le-a asumat ca și cum le-a făcut el. Dumnezeu, când a văzut că El are păcate, dar nu făcute de El, ci asumate de la noi, I le-a imputat și atunci a trebuit să moară. De aceea a murit Iisus Hristos, pentru că a luat păcatul meu și la cele 110 miliarde, aproximativ 110 miliarde de oameni, câți au trăit de la facerea lumii până astăzi. Acum, în anul 2024, eu aud mesajul ăsta, aud vestea asta, înțeleg detaliile, implicațiile. Mă gândesc la această carte care a străbătut istoria și n-a reușit nimeni până astăzi să o distrugă, deși e cea mai urâtă carte de pe fața Pământului, în egală măsură și cea mai iubită. E scrisoarea de iubire de la Dumnezeu care m-a creat pe mine și care mi-a purtat de grijă. Și stau și mă gândesc: Doamne, eu ce ar trebui să fac în mod concret acum? De vremurile de neștiință înțeleg că nu mă faci responsabil. Dar, Doamne, cea mai mare parte a vieții mele e conștientă, e responsabilă. N-am fost niciodată nebun. Prin mila Domnului. Asta înseamnă că eu de păcatele mele ori îți spun: lasă-mă în pace că răspund când voi ajunge în fața ta. Dacă trebuie să mă duc în iad, mă duc, eu-s demn. Sau spun: Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți.
Și eu cred că Iisus Hristos, Fiul tău, care a murit pe cruce cu 2000 de ani în urmă, a murit pentru păcatele mele. Eu îl accept în viața mea ca pe Mântuitorul meu personal, pentru că El mă scapă de păcate. Am închis cartea și am uitat să remarc un lucru, o redeschid și o reînchid imediat. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum. Ascultă-mă, Dumnezeu care te-a creat în seara asta îți poruncește să te pocăiești. Nu eu îți poruncesc. Cine sunt eu să am eu dreptul să-ți schimb viața dumitare? Cine sunt eu? Eu sunt un cetățean. Atât. Sunt un om, ca dumneata. Am făcut o școală de teologie. Sunt și eu un preot, un popă, un pastor, un predicator, un om al Bibliei, al credinței, al bisericii. Dar eu n-am calitatea și autoritatea să spun dumitale ce să faci. Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Dumnezeu care te-a ținut în ființă, dar această ființă va fi întreruptă cândva, acum sau peste 50 de ani. Dar știți când, știți când se împlinesc 50 de ani? Cred că mâine sau poimâine. Așa de repede trece timpul. Dumnezeu poruncește să ne pocăim. De ce? Pentru că a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate. Asta e marea problemă. Noi vom sta într-o zi la cântar. Predica mea s-a încheiat, o să mă opresc imediat, o să se încheie serviciul divin, dar înainte de asta, cu experiența pe care am avut-o cu 40 de ani în urmă, vin acum în fața dumneavoastră și vă spun, doamnelor și domnilor, tineri și mai în vârstă, băieți și fete, oameni dragi, noi toți suntem creați de Dumnezeu. Noi toți trăim pe pământul lui Dumnezeu, pe bătătura lui Dumnezeu. Noi toți respirăm aerul lui. Noi nu plătim taxe pentru pământul ăsta pe care stăm. Inima asta ne bate în piept pentru că Dumnezeu îi spune să mai bată. Noi suntem responsabili în fața acestui Dumnezeu. Noi nu suntem veșnici în biologicul acesta. Pe noi ne vor plânge copiii într-o zi și vom pleca în fața lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, nu plecați cu păcatele asupra dumneavoastră, că mergeți în iad. Dumnezeu ne-a dat o viață la dispoziție să ne rezolvăm problema aceasta. El ne-a rezolvat problema aceasta. De 2000 de ani e veche rezolvarea lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să ne activăm, să ne cerem moștenirea mântuirii prin Hristos, să ne revendicăm. Știți cum se revendică o moștenire? Te duci la primărie și spui, tata și mama au murit, eu sunt singurul copil sau poate suntem 5 frați, am venit împreună cu frații mei să împărțim ce ne-a rămas de la tata și vreau să-mi iau ce e de la tata și de la mama. E dreptul meu, e dreptul dumitale să fie iertat, e dreptul nostru să fim iertați, pentru că tatăl nostru care ne-a dat viață, el l-a trimis pe fiul său în calitate de mântuitor ca să moară, să ne plătească factura, suntem liberi. Dumnezeu a organizat scăparea noastră, grațierea noastră. El a decretat faptul că suntem liberi. Acceptând cele două condiții. Prima, să mă căiesc de păcatele care le-am făcut. Nu să mă mândresc cu ele, să mă căiesc de ele. Și doi, să cred că Mântuitorul pe care El l-a dat, Fiul Său, Iisus Hristos, El a venit în rolul, în competența, în oficiu de mielul de jertfă, mielul de sacrificiu, mântuitorul meu și să-l primesc în inimă. Asta înseamnă că a mă converti, a mă pocăi înseamnă să am un moment, o clipă în care spun, tată, experiența mea cu Biblia m-a ajutat să înțeleg că tu ești un Dumnezeu drept și loial. Însă eu sunt un om care te-a întrădat prin manifestarea poftelor mele, a împrejurărilor vieții, a obiceiurilor și culturii mele păcătoase și înțeleg că sunt vinovat în fața ta. De asemenea, am înțeles că Iisus, Fiul tău, tu l-ai trimis pe pământ ca să moară în locul meu și eu să scap. Eu îl primesc pe Iisus în inima mea ca pe mântuitorul meu personal, ca pe avocatul meu personal, care pledează și mă justifică, mă scuză, mă scapă. Eu îl primesc în inima mea și, tată, mă căiesc de păcatele mele. Asta rugăciune trebuie să facă oricare dintre noi.
Unde este greșeala, răul, inconveniența și dificultatea pentru orice ființă umană să facă asta pentru propriul lui suflet? Dacă ți-ar cere cineva ceva scump, de valoare, ai zice, Domnule, nu am. Dar ce-ar face Dumnezeu cu cei săraci care nu au? De aceea El a cerut două lucruri, care sunt două funcții ale vieții noastre. Să ne pară rău pentru ce am făcut și să-L primim prin credință pe Iisus în inima noastră. Știți pilda fiului risipitor, Luca capitolul 15, capitolul lucrurilor pierdute. Fiul acela mai mic, care și-a cerut moștenirea înainte să-i moară tatăl, din punctul meu de vedere, a fost de mic un copil complicat. Tatăl l-a certat, probabil că uneori l-a pedepsit, însă până la urmă și-a dat seama că pur și simplu n-are nicio soluție pentru acest copil. Și când copilul ăsta a venit și și-a cerut moștenirea, nu putea să o ceară cu tatăl în viață, dar el a făcut asta. Tatăl și-a dat seama că nu mai poate să facă nimic pentru el decât să-l expună. Și l-a expus, i-a dat jumate din moștenire, cealaltă jumătate i-a dat-o celuilalt, dar el a rămas acasă. Și ăsta și-a luat banii și a plecat. Nu știu cât timp i-o fi luat să-i risipească. Atenție, nu i-a investit, nu i-a cheltuit, i-a risipit. Cu fete și băieți. Și probabil că i-o fi luat o jumătate de an, un an, doi, nu știu. Dar până la urmă s-a terminat porbagajul cu bani. Și a ajuns atât de lipsit încât nu mai avea bani să-și cumpere un sandwich. Prietenii toți s-au dus, știți dumneavoastră teoria manipulării și a exploatării. El a fost naiv, neîncercat. Dacă n-a muncit pentru bani, a dat cu piciorul ei. Babacul muncise săracul. Și a încercat să-și găsească un job, ceva să lucreze ca să aibă bani de un sandwich. Și el, evreu, s-a angajat la o fermă de porci. Știți că evreii nu mănâncă porc, ei fug de porc ca de... Și a ajuns să muncească la o fermă de porci ca să primească ceva de mâncare. Și în experiența aceea de porcar, se uita la porci, că au roșcove cumpărate de stăpân pentru ei, dar lui nu-i cumpăra nimeni o roșcovă sau un sandwich. Și asta l-a frânt. L-a frânt trădarea prietenilor pe care el i-a socotit prieteni. L-au prostit. L-a frânt remușcările că și-a făcut tatăl de rușine, un businessman de succes și respectat. L-a frânt pentru că ăsta s-a îmbolnăvit de hipertensiune și de diabet, că pur și simplu i-a luat banii, s-a comportat cu el ca și cum aștepta să moară, l-a făcut de rușine în sat și și-a pierdut copilul. Și atunci i s-a deschis mintea și a spus, mă, eu aveam la tata toate posibilitățile și am dat cu piciorul în tot. M-am purtat cu tata ca cu un... Și am venit aici să îngrijesc de porci și să nu am nici mâncarea pe care o mănâncă porci. Și atunci a luat o decizie care i-a schimbat viața. Fără o decizie nu se schimbă viața. Dacă nu faci nimic diferit, nu o să se întâmple nimic diferit. Și el a spus, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune așa, tată, am păcătuit și împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic. Prima oară a fost vrednic să ceară o jumătate de moștenire. Acum nu mai era vrednic de nimic, nu mai sunt vrednic. Tatăl, după ce a plecat, el probabil în fiecare zi ieșea pe drum și se uita în direcția aia unde plecase. Știa că o să vină, bănuia, anticipa. Și într-o zi, în timp ce se uita, l-a văzut venind legănându-se și l-a cunoscut după mers. A alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat și în timp ce se întorcea și robii angajați erau pe lângă el, a dat câteva porunci. Aduceți repede haina pentru el, cine știe cât de rău o fi fost îmbrăcat, nespălat și amărât. Aduceți repede sandale, că e descul și picioarele sunt umflate și rănite. Tăiați repede vițelul ăla pe care v-am spus să-l îngrășați în ultimile luni și puneți-i un idel pe deget, redați-i identitatea pe care a pierdut. Au făcut sărbătoare, au mâncat, s-au bucurat. Știți cum a explicat el toată povestea asta? Tatăl a zis așa, copilul meu a fost mort și a înviat. A fost mort. El așa a numit această aventură de destrăbălare, de lipsă de respect și de responsabilitate. A fost mort, da? A înviat. El nu s-a mai uitat la ce a pierdut, el s-a uitat la ce a câștigat. El nu s-a mai uitat la că a murit, s-a uitat la că a înviat. Și seara i-a spus, tati, acolo e dormitorul tău, în care n-a mai dormit nimeni de când ai plecat. Știți ce a făcut copilul? A spus ceva ieșit din comun. Tată, nu o să merg să dorm în dormitor, pentru că am prea mare mustrări de conștiință.
Și n-aș dormi toată noaptea. Eu nu mai merit dormitorul ăla. Acum eu m-am liniștit, tată, mi s-a schimbat mintea și îmi dau seama ce am făcut. Tu te-ai îmbolnăvit din cauza mea. Tu ți-ai pierdut reputația pentru care ai muncit o viață, tată, din cauza mea. Tu ți-ai pierdut banii, tată, din cauza mea. Și am trăit cu niște destrăbălați care și-au bătut joc de mine și eu am fost prost și n-am știut. Tată, te-am făcut de rușine. N-ai mai avut liniște. Toată lumea râdea de tine și tu ai fost fala satului. Eu nu mă pot duce în dormitorul ăla în situație, eu sunt un om murdar. Eu vreau să plătesc, tată. Eu o să mă duc să mă culc în șopron cu slugile. Fiule, nu se poate, tu ești copilul meu, du-te în dormitor, te-am iertat. Și a spus, tată, tu m-ai iertat, dar eu nu vreau să mă iert. Eu vreau să plătesc, eu vreau să învăț ceva de aici, ca să nu se mai repete niciodată. Și s-a dus și s-a culcat în șopron. Nu știu cât timp s-o fi culcat în șopron. Dar s-a dus și s-a culcat în șopron. Pentru că s-a simțit murdar din cap până în picioare. Asta se numește pocăință. Nu sunt vrednic, sunt murdar. Îmi pare rău, îmi cer iertare. Am nevoie de iertare. Asta se numește pocăință. Doamnelor și domnilor, noi suntem oameni adulți. N-are nicio importanță religia în povestea asta. Aici nu e vorba de religie. Aici e vorba de viață, de păcate iertate. Aici e vorba de Dumnezeu, de noi și de raportul nostru cu El. În seara aceasta vreau să fac o rugăciune. Exact cum s-a întâmplat acum 40 de ani, când eu mi-am predat viața lui Iisus Hristos. Și am fost iertat de faptul că L-am înjurat pe Dumnezeu și de toate celelalte păcate care le-am făcut. Aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră, o simplă rugăciune, care este rugăciunea numită rugăciunea păcătosului, o rugăciune care dumneavoastră ar trebui să o spuneți, o să o spun eu, o rugăciune de mijlocire pentru bărbați și femei, care în seara asta vin în fața Creatorului și recunosc în mod public, în mintea lor, în sufletul lor, nu verbal, că ei au nevoie de iertare și că vor să primească mântuirea. Și când mor, nu vor să meargă în iad, ci vor să fie primiți de Dumnezeu în dormitorul lor, făcând o comparație cu pilda care v-am spus-o puțin mai devreme, adică în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Aceasta este aplicația predicii mele. Oameni dragi, deschideți-vă inima, gândiți-vă dacă aveți la ce să vă gândiți și acceptați faptul că este timpul cel mai potrivit, nu constrânși, nu izbiți de un parapet, nu plângând lângă un sicriu, ci doar luminați de Evanghelia lui Dumnezeu și simțim prezența și cercetarea Duhului. Să avem demnitatea, să ne ridicăm în fața Tatălui nostru și să spunem, iartă-mă, sunt aici ca să-mi cer iertare. Asta nu e religie, asta este te întorci la Creatorul dumitale și îți rezolvi problema cu El. Și apoi, dacă mai mori sau dacă mai trăiești, asta nu mai are nicio importanță, pentru că problema îți este rezolvată. Aș vrea să te chem în seara asta să fac o rugăciune pentru dumneata. Și o să te chem să vii aici în față și o să vin acolo lângă dumneata și o să fac o rugăciune. Nu o să te întreb nimic, că eu sunt doar un om. Dar pentru că sunt un om al bisericii, al Evangheliei, al credinței și al Bibliei, al lui Dumnezeu, eu o să fac o rugăciune pentru dumneata. Scumpii mei, cei care sunteți la balcon, vă rog să vă luați timpul necesar, nu știu pe unde se coboară, probabil pe acolo, vă rog să veniți aici în față. Nu eu vă chem și nu la mine veniți. Dumnezeu vă poruncește și la El veniți. Este un moment al adevărului. Este un moment al căinței, un moment al mântuirii, de care fiecare ființă umană are nevoie. În Scriptură există o figură de stil folosită de Hristos. Atunci când un om vrea să-L urmeze și spune, Iisuse, te urmez, dar uite, a murit tata și trebuie să-L îngrop. Și Hristos spune ceva uzând de o figură de stil numită hiperbolă. Numai să știți că noi suntem oameni educați, am fost la școală, am făcut cel puțin liceu. Hiperbola este o figură de stil care presupune o exagerare ieșită din comun în mod intenționat ca să pună în evidență un adevăr important. Și îi spune omul ăsta care a fost chemat de Iisus să meargă cu el în slujbă, merg, dar a murit tata, lasă-mă să-l mormânte și vin cu tine.
Și Hristos folosește hiperbola și îi spune așa: lasă morții să-și îngroapă morții, tu vino cu mine. Hai să fim serioși, câți morți au fost înmormântați de un mort? Morții nu mai înmormântează, nu mai fac nimic. Aproape că te miri cum Iisus poate să-i spună la un om: bă, nu-l mai mormânta pe tata, să-l mormânteze cineva din sat. Nu se poate. De ce a făcut Iisus asta? Ascultați-mă. Uitați ce i-a spus Iisus la omul ăla. Cât este de important să-ți înmormântezi tatăl. Și este. Te rog, du-te și înmormântează. Dar mai important și mai urgent decât să-ți înmormântezi tatăl este să te pocăiești. A făcut această comparație nu ca să spună că nu e, că trebuie să lași moartea, înmormântarea tatălui pe locul 2, dar a pus în comparație cu ceva foarte urgent și important, să-ți înmormântezi părintele care te-a crescut. Dar mai important și mai urgent decât asta, mai întâi pocăiește-te ca să nu mori peste două minute să te duci în iad. Vă chem în această seară să coborâți aici în față pentru un moment de rugăciune. Și pe dumneavoastră care sunteți aici, pe copii ai fraților care n-au avut un moment al dedicării pentru Dumnezeu, conștient, voluntar și personal, vă chem să veniți aici în față, pe podium sau în față. O să vă rog pe toți să vă ridicați și cei care vreți să veniți în față, vă invit cu respect să veniți acum. O să rog grupul care a cântat să cânte două sau trei strofe dintr-o cântare și eu am să vin să vă întâmpin acolo și cei care veți veni împinși de propria dumneavoastră conștiință, dar și de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit, de Duhul Sfânt care ne atinge inima și ne cheamă la viață, la iertare și la mântuire. Veniți, oameni buni, veniți să vă predați viața lui Dumnezeu. Nu uitați, este o poruncă. Este porunca Creatorului nostru, care ne dă viață, care ne schimbă statutul. Din oameni păcătoși care stăm sub blestemul păcatelor pe care le-am făcut, Dumnezeu ne transformă în oameni iertați, care avem perspectiva eternității. Vă invit, poftiți, veniți înaintea Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze.